Un pescador românesc dispărut în Marea Neagră în această dimineață a fost găsit scufundat. La bord se aflau 5 persoane. Salvatorii au reușit să recupereze deja mai multe trupuri neînsuflețite. Corespondentul nostru, Viorel Matei, vine cu detalii. Viorel, ce informații ai? Bun găsit, doamnelor și domnilor, bun găsit tuturor! Alarma s-a dat în momentul în care pescadorul n-a mai apărut aseară la ora 22 în portul Midia, acolo unde este staționat de obicei. Firma care deține această embarcațiune a încercat să ia legătura cu ea pe unde radio, însă fără niciun rezultat. N-au răspuns nici comandantul, nici alți marinari care se aflau pe ea. Au continuat să-i cheme în eter până spre dimineață și la un moment dat, târziu, foarte târziu, după aproximativ 8 ore, și-au dat seama că nu au nicio șansă ca să dea de vapor. Atunci au alertat autoritățile. S-a constituit imediat o celulă de căutare și salvare la nivelul instituției care se ocupă cu așa ceva în Constanța. Această instituție a alertat imediat Garda de Coastă, Agenția Română de Salvare a Vieții Umane pe Mare, a cerut un avion de căutare de la Burgas și un elicopter de la Inspectoratul General al Aviației de la București. Așadar, în acest moment, pescadorul este căutat de 4 nave, 2 elicoptere și un avion bulgăresc. În echipajul acestui pescador sunt 5 marinari. O barcă trimisă de armator în zona unde bănuiește că s-ar fi scufundat pescadorul a reușit să identifice plutind pe apele Mării Negre 3 trupuri neînsuflețite. I-au luat în barcă și, într-adevăr, sunt 3 membri de echipaj din cei 5. Trebuie găsiți ceilalți 2, eventual și pescadorul, dacă nu cumva s-a scufundat. Se fac eforturi în acest moment conjugate cu mai multe instituții ale statului. În zona Gura Portiței, cam pe acolo ar fi fost sinistrul maritim, se fac eforturi conjugate, zic, ca să dea de urma embarcațiunii și a celorlalți 2 navigatori de pe ea.